oameni buni și de omenii, primiți cu colindă! Crăciunul, marea sărbătoare a nașterii Domnului, este așteptat în fiecare an cu mare drag în întreaga comunitate a satului tradițional din Țara de Sus a Moldovei. Acest praznic al bucuriei și al păcii este prefațat de sărbătoarea populară numită Ignatul Porcilor. Ignatul este pentru spiritualitatea populară o divinitate solară, care a preluat numele și data de celebrare ale Sfântului Ignatie, 20 decembrie, din calendarul ortodox. Sacrificiul sângeros al porcului, substitut preistoric al spiritului grâului, și ritul funerar de incinerare, adică pârlitul porcului în ziua de Ignat, sunt practici preistorice care mai supraviețuiesc și astăzi în Bucovina. Sacrificarea porcului era așteptată cu nerăbdare de către toți gospodarii. Tăiatul porcului este îndeplinit doar de persoane speciale, cărora nu le este milă și care nu scrâșnesc din dinți, pentru că altfel porcul va muri greu, iar carnea nu va fierbe. În fundul Moldovei, un sat cu tradiție, după sacrificiu, porcul era opărit, curățat de păr și ridicat pe ramurile unui copac solid cu ajutorul unor scripeți arhaici. Sângele era colectat într-un vas în care se puneau boabe de grâu sau de mei. Uscate și măcinate, acestea erau folosite în scopuri profilactice în tratarea copiilor de sperietură și de răceală. Oamenii foloseau părul de porc la confecționarea bidinelelor, iar pielea la opinci. În vechime, în foc se arunca tămâie, iar pe capul animalului se inciza semnul crucii pentru a goni spiritele malefice cuibărite în corp. Grăsimea porcului sacrificat în ziua de Ignat era folosită la ungerea morților pentru a împiedica transformarea lor în strigoi, iar untura din anumite părți ale acestuia era păstrată pentru diverse practici rituale. De Ignat se bea țuică fiartă, se mănâncă șorici și se prepară tradiționalii cârnați de Crăciun, lebărvurșt și caltaboși în sânge, chișcă în grai local, tobă și alte preparate specifice zonei. În Țara de Sus a Moldovei, de la casa celui mai bogat la casa celui mai sărac gospodar, se cunoștea apropierea Crăciunului. Din coșurile caselor troienite, valuri de fum urcau domol spre cerul senin. Era semnul că fiecare gospodină s-a trezit până în ziua să pregătească pentru colindătorii cei mici, care nu au răbdare și încep de vreme a colinda, mere, nuci, cozonaci, dar mai ales covrigi și colaci. Începe. Des. Colacul, simbol al soarelui, este nelipsit de pe masa fiecărui gospodar în noaptea de Crăciun. Împletirea acestuia sub formă de funie, forma sa circulară și unele simboluri care îl ornamentează, reprezintă în credința oamenilor un elogiu adus luminii, comuniunii și bunăstării. Așa, aici dă eu floare. Cum pocneam mânurile noastre, pocneves. E fac o floare? Păi o plunză așa frumos. Acum e. Nu, pe masă acolo putem ca ai ulei. Nu, are ulei. Preparat din aluat ospit, numai de către femeile curate, adică cele iertate de Dumnezeu, colacul, această coptură sacră, era dăruit colindătorilor și împărțit ca pomană pentru spiritele morților. A,
mai iasă, nu? Nu știu ce ziua, dar... Nu, să știi că în fundă e mai... În țara de sus a Moldovei, Crăciunul este sărbătoarea care se păstrează poate mai mult decât în alte părți, fără mare abateri de la tradiție. La acest festin dumnezeiesc, odată cu primii fulgi de nea ce îmbracă satul într-o mantie albă, în văzduh răsună ca într-o simfonie glasul colindătorilor. Din cele mai vechi timpuri, copiii au deținut rolul principal în deschiderea sărbătorilor de iarnă. Micii colindători, înainte de a pleca să vestească nașterea lui Isus, se strângeau în cete pentru a-și cere iertare unii de la alții. Dis de dimineață, în grupuri mici, începeau a colinda trecând rând pe rând pe la toate casele. Colindele rostite de Crăciun sunt considerate cele mai vechi forme literare, la noi, la români, fiind atestate încă din Evul Mediu. Și înstiți, oameni buni și geominii, primiți cu colinda! Primim! Sosita praznicul iară, de care dar Maria, Maica Sfântă și Mama lui Dumnezeu n-are rost. În țara de sus a Moldovei, obiceiul colindatului se desfășura an de an după legi respectate cu sfințenie de toată lumea. Spre deosebire de adevărații colindători, flăcăi, oameni maturi, bătrâni, fete sau neveste, în cetele celor mici se adunau doar copiii de la o vârstă fragedă până pe la 10-15 ani și își îndeplineau rolul lor doar în seara de 23 spre 24 decembrie, Crăciunul fiind rezervat colindatului propriu-zis. Inocența vârstei oferea condiția prealabilă de puritate sacrală,
o garanție sigură a eficienței uratului. Bătrânii spun că numai cei mici pot alunga spiritele rele ce bântuie lumea în această perioadă a anului. În credința bucovinenilor, este un mare păcat să nu primești colindători. Bătrânii povestesc că, mai înainte vreme, multe răutăți făceau oamenii pentru că uitaseră de Dumnezeu. Pentru a-i scăpa de păcate, Dumnezeu a lăsat colindele pe pământ, ca în fiecare an, de Crăciun, numele Cel Sfânt al Domnului să vină pe la urechile oamenilor și astfel aceștia să se abată din calea răutăților. Atunci însă, când nu se vor mai auzi pe pământ colinde, lumea va încăpea pe mâna necuratului. Cetele de colindători se constituiau cu mult înainte de Crăciun, astfel încât să aibă răgazul necesar pentru pregătirea accesoriilor și a costumelor, dar mai cu seamă, pentru învățarea repertoriului de colinde. Erau căutați și doriți de a fi luați în cete, cei cu purtări alese și buni cântăreți. În țara de sus a Moldovei se colinda și cu muzicanți. Cu acest prilej se jucau fetele și nevestele tinere. În țara de sus a Moldovei, colindatul propriu-zis aparținea cetelor de feciori și de maturi. În fiecare sat se constituiau 2-3 cete de feciori care colindau la casele unde existau fete de măritat. Ceata era formată din 10 până la 20 de flăcăi, cu vârste cuprinse între 16 și 20 de ani. Pregătirea feciorilor începea încă din luna noiembrie, când era ales și conducătorul cetei, de regulă cel mai în vârstă dintre ei, bun cunoscător al obiceiului și al repertoriului de colinde. În toate satele românești din zonă, feciorii se întovărășau în vederea petrecerii Crăciunului și Anului Nou. În satele din țara de sus a Moldovei, colindatul cunoștea o mare diversitate și amploare, reprezentând o sărbătoare de mare complexitate ce antrena întreaga comunitate. Oh,
Să trăiți, vă mulțumim frumos de colindă! Bine, bine, fraine, cum de n-ai primit în tine pe Fecioara Maria să nască pe Mesia. Pe Fecioara Maria să nască pe Mesia. N-ai primit o vie. În țara de sus a Moldovei, la colindat pleacă și oamenii mai în vârstă. Ei umblă în general mai mult pe la casele vecinilor și ale celor din neam. De altfel, însuși criteriul de organizare este vecinătatea. Ei aduc în casele oamenilor bucuria, lumina și dragostea ce trebuie să domnească între oameni. Colinda a fost și este pentru bucovineni un liant care i-a legat de strămoși, arătându-le an de an care le sunt rădăcinile. Pentru că gadrii ne-au primit atât de frumos, cu colaci, cu nuși, cu mere, cu rachiu fiert și cu vin fiert, noi, colindătorii, le vom cânta un cântic al lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Când a fost să moară Ștefan, mare joale a fost în țară, și la patul lui de moarte tot boierii s-adunară. Și moarte tot boierii s-adunară. Cu un dangă plin de joale, mii de clopote dau veste, Ștefan Vodă al Moldovei, Ștefan Vodă nu mai este. Să trăiți, vă mulțumim frumos de colindă! Țara de sus a Moldovei este însă și patria colindelor religioase, spațiul în care acestea circulă într-o gamă variată de motive și de teme. Colindele cântece bisericești sunt piese zămislite și propagate de obicei prin intermediul cărților și corurilor bisericești. Colindul religios dezvoltă o poezie de o mare frumusețe, concretizată în imagini pline de pitoresc, în versuri cizelate de mare rafinament. Tema dominantă este nașterea Domnului, tratată și ea după învățătura creștină. Universul colindelor este străbătut, ca și în întreaga mitologie, de misterul necunoscut al facerii și al cunoașterii lumii înconjurătoare. Yeah.
viața să ne iubim și ca frații să trăim. S-o porni de-o săptămână, c-o bote de-arin în mână, la malan cât de-a ajutat, l-a scos câlț la periat, l-a nividit picararii, l-a urzit în fuga mari. El e nazdravan în țară, câmblă noaptea pe-afară, știa faci pe ursâtă, când gheață apa-n sâtă. Ștea vrajă, ștea discânta, la fetii-n palma cartă. În fiecare an, nașterea Domnului este o sărbătoare pregătită cu pioșenie și dragoste de către bucovineni. Iisus ne așteaptă la acest praznic să trăim în pace și armonie cu toți oamenii, spun localnicii, să ne iubim unii pe alții pentru binele semenilor noștri. În fiecare an de Crăciun, Iisus Hristos sosește în casele noastre, aducând fiorul bucuriei, al dragostei și înțelegerii. Primiți-L în pace și armonie, așa cum îl întâmpinau moșii și strămoșii noștri acum mai bine de 2000 de ani. Amicu dragostelii. O palinte. Mulțumim.